Merge mai departe, nu credeam că voi anunța vreodată asta, dar fanii și fanele trebuie să fie pe recepție pentru că Jorge și-a pus fața pe prosop, la propriu. Deci dacă vreți să-l aveți alături pe Jorge la plajă, înainte de baie, după baie și când, unde mai vreți voi, fiți atenți, pentru că puteți intra în posesia unui astfel de prosop personalizat. Jorge și prosopul lui Jorge, imediat. Jorge! Bună ziua, dragi telespectatori! Bună ziua, Cătălin! Iată cum am ajuns din nou senzațional în această emisiune. Nu ți-a arătat încă. Am văzut, să știi că am văzut poza. Ai văzut poza? Da, da, am văzut poza. Avem și noi un grup al nostru. Okay, da. Și colegele mele perfect, se bat pe prosop. Da, se bat pe prosop, însă acest prosop, stai că nu ți-l arăt, acest prosop este deja câștigat de una din fanele mele, pentru că aseară am făcut 5 minute cu George, este o rubrică pe Instagram, pe Instagramul meu fac live și invit oamenii în Instagramul meu, picture in picture, știi? Și apoi cei care vor să câștige un astfel de prosop trebuie să îmi dea sugestia pentru săptămâna viitoare. Deci tema pentru săptămâna viitoare din live-ul meu, intrați pe George România pe YouTube, da subscribe la George România pe YouTube și puteți să câștigați 3, 2, 1 prosop cu fața ta. Prosop cu fața mea. Da, ăstea să l-ai făcut doar pentru concursul ăsta de pe Instagram? Da, fix sau pentru concursul ăsta de pe Instagram și pentru fanii mei fideli. Deci nu găsesc la Dragonul sau undeva? Dragule, aș vrea știi, eu să fie. Lumea, să-și cumpere repede 100 de prosoape sau aș la metru sau nu știu unde zi. Ar fi senzațional dacă ar fi prosoape. Mă, George, dar tu-ți dai seama că sunt domnișoare care poate acum, uite. Stai acum. Am câștigat prosopul cu George, să mă șterg puțin. Îți dai seama, cu George. Asta a și fost ideea. Asta a cum și e, fost ideea. Măi, bună, știi George, nu știi că eu sunt George. Un tip nebun. Cine l-a câștigat? L-a câștigat o doamnă? L-a câștigat o domnișoară din Corabia, de undeva din județul Olt. Îți dai seama că se duce domnișoara la plajă? George, să luăm plajă. Nu-l pune pe jos, că trebuie să-l trimit. Nu, mă gândeam așa, dacă îl pui așa, dar stai că nu-i bine așa, trebuie să-l limperzezi. Adică nu-i ușor de tot. Nu-i ușor, să știi că e un prosop de baie și mi s-a părut... Dar știi că dacă e de baie, te poți șterge peste tot cu el, adică... Asta e și ideea. Bravo, Jorge! Păi, George! Am zis că trebuie să fiu cât mai nebun posibil. Știu că sunt artiști care fac giveaway-uri și mie asta mi s-a părut cea mai nebună idee. Dar să știi că e nebună, chiar. E nebună, da. Deci doar, nu știu dacă doar eu puteam să mă gândesc la asta, dar cam asta e ideea, să fii diferit și eu îi respect pe fanii mei și vreau să stau de vorbă cu ei în fiecare joi de la ora 20 pe Instagramul meu. Și eu cred că după ce dai prosoapele astea poți să muți convorbirile cu fanii și cu fanele de la ora 24. Nu cred că voi face asta. Fii atent, Iulică, caută repede pe YouTube Ștefan Bănică, cântă chiar cu Andra. Lasă prosopul mai jos că mă afectez la sistemul nervos. Știi piesa? Nu. Stai un pic. Iulică, caut asta, deci cu prosopul. Știi ce zic, Iulică? Înțelegi, da, aia? Ștefan Bănică și Andra caută. Lasă prosopul mai jos, că mă afectez la sistemul nervos. Hai, Iulică, caută, că dacă când eu pleacă toți telespectatorii, bagă Iulică YouTube-ul, hai. Da. La noi e mai greu cu rețeaua. Nu e nicio problemă, se întâmplă. Da, asta noi se... avem Pentium 4. Bun, da, deci, după cum ziceam, este giveaway-ul în urma rubricii mele de pe Instagram Live de joi seara de la 8. Așa că vă aștept, dragilor, pe toți pe George România pe YouTube. Puteți să dați 5 minute cu George și o să vedeți despre ce e vorba. Mă invit în live-ul meu pe Instagram. Îți place, nu? Bun, o să facem în felul următor. Știu că, presupun că mai ai și alte prosoape acasă. Asta e singurul deocamdată, urmează să mai vină. Păi lasă, asta a fost testul de ieri. Testul de ieri, eu cred că o să meargă și după emisiunea de astăzi foarte bine. Da, o să vreau să facem în felul următor. Băi, Iulică, bagi prosopul sau nu-l bagi? Iulică, bagi prosopul. Ține cu mine. Ce nu se aude? Nu-l găsești. Dă-mă că e pe YouTube. Dă-i un pic prost așa cum se aude, ce să facem? Dă-mă un pic, lasă așa că doar nu cânti tu. Ia uite, bă, nu vrea să dea că se aude prost. Dă-i un pic că nu cânti tu, lasă că e piratat, am înțeles. Dă-i un pic așa. Hai, Iulică. Hai, mă, Iulică, bagă un pic. 5 minute? 5 minute? Aoleu. 5 minute... 5 minute, noi ce putem să facem noi în 5 Bravo, minute? Bravo, Iulică!
Cum o cheamă pe iubita ta, Iulica? Exact, 5 minute cu George, așa se numește rubrica mea. 5 minute cu George. 5 minute cu George, asta e. Bun. Rubrica la fix. Nu, că eu vreau să fac ceva, dar stai să pregătească și George, Iulica, piesa, pentru că vreau să facem în felul următor. Băi, stai un pic, mă, că am eu YouTube-ul meu. Pune-mă pe telefon, eu am lăsat telefonul în spate. Nu, dar vreau să facem ceva, de asta te-am întrebat dacă mai ai prosoape, pentru că aș vrea să facem o nebunie acum în emisiune, îți povestesc imediat despre ce este vorba. Lasă prosopul. Mai jos, uite, era. Prosopul mai jos, dar fii atent, auzi. Fii atent. Nu, dă-i play. Dă-o play acum, stai un pic să-i dau și cu volum, ia auzi. Să ghicim. Ștefan Bănicășeu, ia auzi. Stai, acum la refren, ia auzi. Ia auzi, stai, ia auzi. Ia auzi. Faci duș. Ia auzi, stai, și auzi cu refrenul. Înțelegi? Lasă prosopul mai jos. Lasă prosopul mai jos, că mă afectez la sistemul nervos. Cam asta vreau să fac și eu, să afectez la sistemul nervos, dacă se dacă poate. Se poate. Da. George, în timp întâi, întotdeauna carismatic, băiat frumos, o să facem un felul următor, te rog mult de tot. Ai zis că mai scos prosoape de genul ăsta. Da. Vreau să facem ca la anunț cu buchetul miresei. Am colege care vor să prindă prosopul. Te rog. Haide, Irinel, Teo, Ana, Greta, haideți, ale. Hai, Irinel, nu mai fi timidă. Asta e acum, hai, Ana. Haideți, fetelor, și voi, veniți repede. Ia prosopul. Doamne, nu te uiți, haideți aici în față, aici în față. Nebun. Deci la anunț de obicei se aruncă buchetul. Haideți, fetelor. Hai, nu. Lasă, stați cu spatele la cameră. George, fii atent. Doamne, deci este ferește. Fetelor, atenție mare la 3. No. Deci de este exact în felul următor, da? E ca la anunț când se aruncă buchetul, iar tu acum, hai să vedem. Zici de parcă mai așa, n-am mai fost la nuntă fetelor, niciodată, zici mai așa, că deci cine mai așa partea asta. Cine prinde prosopul? Așa. Știi că dacă prinzi buchetul, te măriți, așa se spune. Și în cazul ăsta, dacă prinzi prosopul, ce se întâmplă? O să ai o seară fericită după duș, hai. Să vedem în seara asta. 3, 2, 1! Nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește, ai văzut? George, foarte tare, serios. Îți dai seama că glumea o să mai apară cu povestea asta. E foarte și tot felul nasol, de poze. Dar asta e, mă aștept. La asta important e să fiu eu fericit. Pupa, și voi la fel, v-am pupat pe cei de acasă. Foarte tare, George, foarte tare. Băiat simpatic.